Mă bucur să fiu cu dumneavoastră în această seară. Am bucuria să-l văd pe fratele pastor Șamu. Înțeleg că e un patriarh al lui Dumnezeu. Domnul să-l binecuvinteze. Mă bucur să fiu împreună cu fratele Isaac Moise. Oamenii m-au întrebat cum am ajuns la dumnealui și am zis că l-am văzut odată și am și ajuns acasă la dumnealui a doua oră. Dar l-am și văzut acasă. Știți? Pentru că Dumnezeu lucrează după planurile sale. Frații ziceau, dacă ar fi cazul să zic ceva despre mine, pot să vă spun că sunt cel mai mic predicator din Europa și din câte biserici am fost prin America, n-am găsit niciun predicator mai mic ca mine. Deci, până acum, cel puțin, cel mai mic și din America. Din Asia nu, încă am găsit acolo prin Asia un pic mai mici, dar vreau să vă spun că cel mai important este să fie Dumnezeu mare în noi. Recunosc că din pasajul acesta, deși am citit Biblia până la clasa a patra odată, din cap în coadă, nu am predicat niciodată din pasajul acesta și în această seară, stând acolo pe scaun în timpul slujirii, am primit o predică. Nu e de la mine, am primit-o, o să o transmit așa cum vrea Dumnezeu. Că vreți să ascultați sau nu, nu mă mai interesează. Nu știu cum să vă explic, nu-i mesajul meu, e mesajul lui Dumnezeu. O întrebare m-a marcat din acest pasaj, din pasajul pe care l-a citit Patriarhul Șamu. Numer 14. Versetul începe așa, toată asta mă pune într-o frică extraordinară. Imaginați-vă că în această seară ați fi intrat la biserică, ați fi parcat mașinile și după ce erați toți în sală, ați fi strigat dintr-o dată toți. Ați fi țipat. Dar nu rugăciuni în adresa lui Dumnezeu. Și ați fi zis, nu, nervoși. Pe cine? O să vedem. Vreau să realizați faptul că ei erau foarte aproape să intre în Canaan. Atâta erau de aproape, încât Dumnezeu i-a zis lui Moise, găsește din fiecare seminție, din cele 12 seminții, un om. Capitolul 13 sublinează cum au fost trimise cele 12 scoade, ca să fiu mai update pentru americani, spioni. Nu spionii lui Trump, Biden, nu, e despre altcineva vorba, da, să nu vă panicați. Da? Până la urmă, se pare că și Caleb a fost un spion. Aveți grijă ce vorbiți cu mine, da? Am deschis o paranteză care a fost necesară. I-a trimis pe cei 12, de ce? Să-i scodească țara Canaanului. Să vadă detalii, oraș, locuitori, zone, toate detaliile necesare. Cum arată oamenii la înălțime, că-s mici, că-s înalți, că-s solizi. Oricum ar fi, trebuiau să fie descriși în lux de amănunte. Cele 12 scoade se întorc. De ce se întorc? Pentru că în mod normal, următorul pas era ca ei să intre în Canaan. Ce înseamnă intrarea în Canaan? Intrarea în Canaan înseamnă împlinirea promisiunii lui Dumnezeu pentru poporul evreu. Dumnezeu i-a luat pe evrei din Egipt, de la cărămiz, de departe, din sclavie, și le-a zis, dragilor, nu vă mut de la Egipt pentru că vreau să fac un artificiu spiritual. Nu vreau să demonstrez nimic decât faptul că sunt mare și Dumnezeu nostru e cel mai mare. Cine crede că a venit să ridice o mână sus, lăudat să fie numele Dumnezeului nostru. Și Dumnezeu zice Biblia, cu braț întins, cu mână puternică, pe 600.000 de bărbați, dacă le numărăm și soțiile, 1.200.000, dacă le numărăm doi prunci mini pe familie, dar ăștia aveau mai mulți, da? Semneau cu pocăiți adevărați, am închis paranteza, dar peste 2 milioane de guri de stomace, purtați de Dumnezeu. Și Dumnezeu a zis, eu vă port de grijă. A avut acest popor experiențe mari cu Dumnezeu? Extraordinare, un singur caz vi-l dau. Vă rog să realizați scena, da? După ce toate înmormântările s-au terminat în spațiul egiptean, pentru că în fiecare familie exista un băiat, cel mai mare băiat mort, toate ceremoniile egiptene, cu situații, cu ritualul, cu Dumnezeu, cu tot ce există, toate s-au împachetat și au zis, bă, prieteni, nu mai avem mexicani. Nu mai are cine să muncească. Cum?
Nu mai avem ce să facem, domnule. Cum adică? Au plecat ăștia? Imposibil. Păi noi egiptenii să cergem pe jos? Asta era optica lor. Noi niciodată. Oh, ok. Atunci, împăratul faraon a decretat și a zis: toată armata se înrolează, pregătiți de război, toate armele în dotare și ordon, urmăriți-i! Pe cine? Pe niște foști sclavi. Pe niște amărâți de oameni numiți evrei, urâți o viață întreagă, expuși o viață întreagă, excomunicați o viață întreagă, așezați la marginea societății, arătați cu degetul și oamenii la care spuneau ăștia nu merită nimic. Pe cine să-i urmăriți? Încep să aibă valoare evrei. Să știți că întotdeauna când nu te bagă cineva în seamă și ori de câte ori cineva te etichetează, adică îți zice tu ești român, tu ești țigan, tu ești spaniol, tu ești, da? Să nu uiți, te iubește Dumnezeu. În cartea asta numită Biblia spune așa: străinul are un regim special în fața mea, a zis Dumnezeu. Când culegeți toate rodurile de pe câmp, nu uitați, lăsați, pentru că va veni un străin. Și pentru străin, zice Dumnezeu, mi-am pus eu inima în mișcare, eu iubesc extrem de mult. Poate de aceea va binecuvânta Domnul așa de mult pe dumneavoastră aici în America. Se simte cineva binecuvântatul lui Dumnezeu? Eu mă simt aici pentru dumneavoastră. Slăvit să fie Domnul. Oricât ai fi de străin, nu uita, te iubește Dumnezeu. Și le spune: tu nu ești ca ceilalți. Slăviți să fie Domnul. Alergați după ei, prindeți-i! Trebuie să-i omorâți neapărat! Dar înainte să-i omorâți, readuceți-i ca sclavi. Imaginați-vă că evreii erau pe jos. Unele femei evreice aveau copii slugari, mici, trebuia să fie alăptați. Realizați că n-aveau cu ei arme. Aveau câteva arme care le-au luat așa în fugă, dar nici măcar nu le știau folosi. Imaginați-vă că mergeau într-un mod natural ca niște peregrini, nomazi, pe jos. N-aveau nici un animal de tracțiune cu care să meargă, care să le neznească drumul. Și normal că dacă au mers pe jos, când au venit ăștia lați egiptenii cu carele, întrebare: eu ajuns? Și ce-o zis Domnul? Îngere! Fii atent, coordonatele GPS pe care ți le dau trebuie să ajungă exact unde e carul cel mai performant soldat dintre egipteni. Nu-l omoră pe soldat. Atâta să faci. Coboară-te la car, desfă niște șuruburi. Extraordinar, Domnule. Ce îngerul Domnului se ocupă cu șuruburi? Cu niște cuie de la car. Știți că Biblia zice Dumnezeu a trimis un înger, a trimis îngerii lui care au deșurubat. Și în timp ce alergau în goană, în disperare, loveau cu picele pe cai să alerge puternic, sărea dintr-o dată o roată de la car și un car cu trei roțe. Garantat că se răsturnă, nu? Se răsturneau și oamenii din car, toți oamenii înarmați. Și a existat un moment foarte dificil. Aici era poporul evreu și Biblia zice că cei mai puternici erau în frunte, că așa e întotdeauna. Cei care treceau prin situații dificile stăteau pe ultima bancă. O zis: mă, în seara asta vin la biserică, dar o să iați primul din biserică, nu vreau să mă vadă nimeni în coada oștirii. Așa zice Biblia, asta e expresia biblică. Știți cine este în coada oștirii? Indiferent unde stai în biserică, e omul care se simte cel mai slab, cel mai urmărit, cel mai uitat. Ai trecut printr-o situație dificilă, personală sau familială, dintr-o dată nu mai poți să scoți capul între oameni în vorba noastră. Parcă nu mai vei să vorbești cu oamenii. Evreii mergeau și în spatele evreilor erau oamenii cei mai slabi, unii dintre ei paralizați, se mișcau cu greu, aveau picioarele greoaie, umflate, din cauza bolii, bineînțeles. Și ce-a făcut Domnul? O zis Domnul: pentru ultimul evreu, eu fac o lucrare extraordinară. Înainte de a veni egiptenii să mărșăluiască, să-i prindă pe evrei, îngerul Domnului era în fruntea oștirii evreilor. Și ce-a făcut Domnul? Domnul i-a zis îngerului: întoarce-te în spatele evreilor. Și vrea să se creeze între evrei, aici sunt evrei, între evrei și egiptenii, vrea să se creeze ca un zid de foc.
pe partea asta, stâlpul lumina. Nu ardea, pe partea asta ardea. Pentru că vreau să spun ceva. Că ai o relație personală cu Dumnezeu și iubești pe Iisus Hristos, indiferent prin ce treci, Domnul e lângă tine. Domnul e de partea ta. Când vin cohortele demonice, cum veneau egiptenii să-i prindă pe evrei, n-a putut să atingă nici pe cel mai slab evreu. De ce? Acolo era protecția Domnului. Ori de câte ori zice diavolul, tu nu meriți, nu știi, nu poți, n-ai nicio șansă, ori de câte ori diavolul te minte cu astfel de vorbe, spune atât, cu mine e Dumnezeu. Între mine și dușmanii mei, care de fapt sunt dușmanii lui Dumnezeu, există o protecție, un stâlp de foc, e numele Domnului. Erau foarte aproape, nu? Erau foarte aproape evreii să ajungă în Canaan, însă există o problemă. Trei pericole. Când ești aproape să se împlinească promisiunea lui Dumnezeu. Când promisiunea lui Dumnezeu e departe, sunt și alte pericole, dar nu sunt așa de mari. Când ești foarte aproape să se împlinească promisiunea lui Dumnezeu, toate cohortele demonice se mișcă. Toți dușmanii lui Dumnezeu intră în panică. Din toată ai senzația că nimic nu mai merge bine. Te uiți în dreapta, nici asta nu merge. Te uiți în față, nici asta nu merge. Nici în stânga, nici în spate, nici jos, nici sus, nimic. Nu mai merg lucrurile. De ce? Intervin pericole. Diavolul știe că ești foarte aproape de izbăvire și își pregătește tot arsenalul să te atace din toate părțile. Așadar, pericole când ești aproape de împlinirea planului divin. Primul pericol este pericolul, ascultați ce zice, pericolul împotrivirii. Toată adunarea a ridicat glasul și în loc să laude pe Domnul, să zică Dumnezeu ne-a binecuvântat, Dumnezeu ne-a dat mana, Dumnezeu ne-a dat prepelițe, Dumnezeu ne-a dat carne, Dumnezeu ne-a protejat, n-am murit din cauza insolației prin deșert, n-am avut nimic aici, dar Dumnezeu ne-a protejat. În loc să laude pe Domnul, a ridicat glasul, ai grijă când îți deschizi gura ce zici. Foarte important. Și a început să țipe. Bărbaților care sunteți foarte cumiți la biserică în seara asta, eu nu vă cunosc decât pe fratele Isaac și nu-i cazul dumnealui, mai țipați pe acasă? Mă bucur că sunteți sinceri. Mai țipă și nevestele? N-au voie. Bine ar fi să ne oprim. Țipetele nu au nici o argumentare biblică. Nicăieri în Biblie nu găsim că țipătul e biblic. Strigătul de bucurie la adresa lui Dumnezeu e altceva. Dar țipătul fără frumos. Pentru că nu-i normal să fiu la biserică miel și acasă să fiu leu. Eu nu cred că de-aia v-a spus imaginea aia cu luptați lupta cea bună a credinței, ca să fiți bărbații lei acasă. Nu cred, da? Trebuie să fii miei și la biserică și acasă, amin? Și pe stradă și peste tot, amin? Doamne ajută! Doamne ajută, acum nu prea vă mai convine, că nu fost despre ceva pozitiv, vă plăcut, așa e? Da, cuvântul Domnului complet, nu-i doar pentru o parte, și nu doar în adevăr îl prezentăm. Biblia zice, și poporul a plâns în noaptea aceea. Ai plâns vreodată o noapte întreagă? O noapte întreagă. Ce simțământ era asta? Și acum, după ce plâng o noapte întreagă, știți ce fac? Caută vinovați. Am ajuns în criză. Cine e vinovat? Am avut o problemă. Cine e vinovat? Eu recunosc că de foarte multe ori, dacă nu întotdeauna, niciodată nu pot să cred că eu aș fi vinovat. De cele mai multe ori zic, Alexandra, unde mi-ai pus lucru cu tare? Știu eu că l-ai pus undeva. Nu știu cum să vă explic. Eu trebuie să vă prezint cea mai frumoasă femeie din lume, Alexandra, soția mea. Domnul să o binecuvinteze. Mergea un amin mai tare. Domnul să o binecuvinteze. La fel și pe noastră. Cam slăbuț, vezi, cu binecuvântarea. Nu știți că asta e de bine. Domnul să vă binecuvinteze. Amin. Ah, da, un pic mai greu. Nu știu dacă se pune chiar ca prima, da? Că prima a fost din inimă 100%. Cauți vinovați când ai de greu, așa-i? Știți ce face poporul? Când a ajuns să fie înglodați în probleme, când a ajuns să vină 10 iscoade, să prezinte o imagine reală, dar nebiblică, incorrectă din perspectivă spirituală, da? Dintr-o dată
primul lucru pe care îl caută este să caute vinovați. Ascultați cum fac. Aici, uitați-vă, prima dată spune versetul 1 toată adunarea, versetul 2 zice toți copiii lui Israel. Eu mă tot mir, domnule, că nici unul nu a tăcut din gură. Deci în afară de Moise și Aron, niciunul nu știu să tacă. Niciunul. E greu să fii slujitor și să fie toți împotriva ta. Dar știți care e liniștea pe care o avem când oamenii nu sunt de acord cu noi, dar noi suntem cu Dumnezeu? Dumnezeu e cel mai tare. Dumnezeu e cel mai tare. O să vedem și din textul ăsta. Toți copiii lui Israel au crătit împotriva lui Moise și Aron. Și toată adunarea le-a zis, de ce n-am fi murit noi în țara Egiptului? Păi de ce n-ați murit? V-a plăcut la cărămizi? V-a plăcut când erați sclavi? V-a plăcut când n-aveați drepturi? V-a plăcut când egipteanul care era stăpânul vostru putea să zică gata, l-am decapitat, moare! V-a plăcut? Sau de ce n-am fi murit în pustia aceasta? Serios! Păi ce interesant gândiți! Uitați-vă că atunci când gândești împotriva cuiva, satana vine și zice, mai bine muriai. Vedeți cum lucrează diavolul? Unii spun, decât să văd nenorocirea asta în casa mea, mai bine nu trăiam. Asta e metodă satanică. Asta nu e de la Dumnezeu. Asta e de la diavolul. Există un risc foarte mare când vorbești împotriva oamenilor lui Dumnezeu, tu vorbești împotriva lui Dumnezeu. Dăm doar câteva pagini, ajungem la numărul 12. O singură pagină dăm. Numărul 12. Prorocița nu mai prorocește, ci vorbește ce nu trebuie. Că și prorocii pot greși. Nu doar oamenii care sunt membri simpli într-o biserică. Biblia zice, Maria și Aron, aici un pic, e foarte clară Biblia, în ce sens. Inițiativa la discuție asta a avut-o Maria. La nivel de învățătură într-o biserică, niciodată o femeie nu poate lua decizii. O zice cineva amin și n-am auzit? Deci prima greșeală a Mariei e că s-o trezit să vorbească înaintea lui Aron. Înțelegeți ce zic? Maria și Aron au vorbit împotriva lui Moise din pricina femeii etiopiene pe care o luase el de nevastă. Că își luase o femeie etiopiană. Ce s-a întâmplat? Maria și Aron au zis, mă, ne uităm la Moise și ăsta e un om extraordinar. Uitați-vă cum îl prezintă Biblia. Moise, versetul 3, era un om foarte blând. Mai blând decât orice om de pe fața pământului. O zis, mă, ne uităm cum gesticulează, ne uităm cum vorbește, ne uităm cum zâmbește, ne uităm cum se încruntă, ne uităm cum merge acasă, ne uităm cum stă acasă, ne uităm pe stradă, ne uităm în mașină, ne uităm peste tot. Mă, la Moise, n-ai ce să găsești, domnule. Moise e cel mai blând om. Și asta zice Dumnezeu, nu doar un om. Știți ce fac oamenii când nu pot să-ți găsească nimic greșit? Se uită la familia ta și inventează. Nu-l mai pune să predice pentru că nevasta lui s-a îmbrăcat cu roșu. Bă, dar tu ești ok? Ați înțeles ce zic? Chestiuni care n-au valoare. E adevărat că Moise avea o soție etiopiană, dar nu uitați că Moise a avut 40 ani de exit. După 40 de ani de Egipt, Dumnezeu a zis 40 de ani trebuie să recuperezi. O, dacă ar fi la fel și azi. Complicat ar fi. 40 de ani stă în deșert și recuperează, învață blândețea lui Dumnezeu, să ajungă cel mai blând om de pe fața istoriei, de pe pământ, cel puțin de până atunci, că Iisus Hristos era oricum mai sus, El era om și Dumnezeu, bineînțeles. Și acum inventează. Ascultați ce se întâmplă. Cum se vorbește împotriva oamenilor lui Dumnezeu? Versetul 2 zice așa. Oare numai prin Moise vorbește Domnul? Nu vorbește și prin noi. Întrebare, vorbea și prin ei? Păi vorbea prin Maria, că era prorociță. Mai mult, Aron era interpretul lui Moise. Cum să nu vorbească și prin el? Ascultați ce spune versetul mai departe. Și Domnul a auzit-o.
N-a auzit-o Moise. Sau dacă a auzit-o, s-a făcut că n-aude. Aviz amatorilor. Te calomnează cineva și spune tot felul de lucruri rele și neadevărate despre tine? Fă-te surd. Vreau oameni la mine și spun, nu vezi că primești videoclipuri pe internet? Și ce le zic? Așa de tare m-am obișnuit că deja nu mi-e place fără. Deci, cum să vă explic? Vorba cuiva, nimeni nu dă cu piciorul într-un câine mort. Înțelegi ce zic? Văd că ești surd. Nu vezi? Dar chiar trebuie să văd ce nu e important? Și mai am o vorbă. Dacă cineva ar veni și ar zice Caleb are 1,80 m și are ochi albaștri, să fiu supărat pe omul ăla? Păi cum să fiu supărat dacă săracul nu prea vede bine, nu? Ce să-i zic? Cel mult îi dau o donație, un consult oftalmologic la pentru ochi. Deci dacă ce se spune despre mine nu e adevărat, de ce să mă supăr? Că eu știu care e adevărul, nu? Ochi albaștri are Alexandra, ochi ei n-are nimeni, asta e... Slăviți să fie Domnul. Asta să le și zic? Nu fi foarte receptiv când vorbește împotriva ta. Nu te enerva, frate. Las că pun eu mâna pe telefon și arăt eu lui. Neam de neamul lui nu se mai leagă de mine. Vezi că deja ai început să lucrezi cum nu vrea Domnul. Cum nu vrea Domnul. Păi tu ce faci când vorbește împotriva ta, Moise? Păi eu nu zic nimic. Tac. Zice câte unul despre un pastor ăsta, parcă-i mut, mă. Și eu zic, bă, dar ai pastor adevărat ăla. Știe când să fie mut. Nu zice nimic, domnule. Eu mă enervez și el tace. A, înseamnă că e pastor adevărat. Înseamnă că știe cum să reacționeze. Dacă te vede nervos, ce se spună? Paie pe foc? Știți cum mi se întâmplă mie? Se mai trezesc unii să mă sune nervoși. Și îți plecat într-o evanghelizare și n-am semnal. Și după vreo 3 ore primesc missed call, mesaje sau apeluri pierdute. Nu-i sun, că cei mai mulți dintre ei au fost nervoși când m-au sunat. Le dau un bip, un apel scurt, că dacă le-au trecut nervii, mă resună și schimbă subiectul. Ați înțeles ce zic? Eu, prin harul lui Dumnezeu, nu mă cert. Ajută-ne, Doamne, pe toți. Dar mă, Moise, nu te mănâncă limba să vorbești? Nu. Eu tac. Eu nu zic nimic. Versetul 4 zice, deodată Domnul a zis lui Moise. Lui Aron, vedeți că Dumnezeu respectă autoritatea, vedeți? Dumnezeu nu zice, deodată Domnul a zis Mariei, lui Aron și apoi lui Moise. Nu. Deși Maria a vorbit, spune versetul 1, dar împotriva lui Moise. Maria a inițiat discuția, dar Dumnezeu respectă autoritatea. Zice, numărul 1, Moise, interpretul lui Aron și Maria, sora lor. Și a zis, duceți-vă câtești trei la cortul întâlnirii. Opa, e problema. Asta nu e doar că îi cheamă la comitet. Știți că la comitet, dacă îi cheamă, ăștia se nervează. Păi, ce, cine e? Ce-i comitetul ăsta? Cine să credeți să ne chem la comitet? Oameni care nu mai respectă autoritatea. Trist. Foarte trist. Și Biblia zice și s-au dus câtești trei. Se pare că Maria și Aron au vrut să pozeze oameni sfinți. O zis, mă, noi doi știm, dar e ok. Hai că date. Dar Domnul a auzit. Domnul aude ce scrii pe text message. Domnul aude ce scrii pe chat când te joci. Domnul aude când te enervezi ce spui. Aviz amatorilor care mai înjură și după botez. Doamne milă. Domnul aude ce tastezi când intri pe un site pornografic. Domnul aude tot. Tot. Și vede tot. Aude și vede tot. De ochii lui, care sunt ca parafocul, nu se poate ascunde nimeni. Slăvit să fie numele lui. Realitatea asta că Domnul ne aude oriunde ar trebui să ne responsabilizeze. Ar trebui să fim mult mai responsabili cu vorbele noastre. Și ce faci, Doamne, cu ei? Domnul s-a coborât într-un stâlp de nor, versetul 5, a stat la ușa cortului.
A chemat pe Aron și pe Maria și ei s-au apropiat amândoi, parcă îi simt cum aveau emoții, din nou respectă autoritatea Domnului și zice mai întâi Aron, apoi Maria. Și a zis, ascultați, versetul 6. Ascultați bine ce vă spun. Domnul știa că ăștia un pic ascultă, nu prea bine. Ascultați bine ce vă spun. Adică băgați la cutiuță. Registrați. Când va fi printre voi un proroc, eu, Domnul, mă voi descoperi într-o vedenie sau îi voi vorbi într-un vis. Nu tot așa, versetul 7, este cu robul meu Moise. El este credincios în toată casa mea. Versetul 8 spune mai departe, eu îi vorbesc gură către gură, mă descoper lui, nu prin lucruri grele de înțeles, ci el vede chipul Domnului. Cum extraordinar! Aici e întrebarea lui Dumnezeu. Cum de nu v-ați temut? De cine? De cine? Păi de Domnul. Cum de nu v-ați temut, deci, să vorbiți împotriva robului meu, împotriva lui Moise? Primul semn că un om derapează spiritual e că zice, lasă-l mă, cine ăsta, pastor? Lasă că știu eu că a venit din România și a fost un... Și zice apelative. Primul semn că ai derapat spiritual este când ignori autoritatea slujitorilor. Când se ridică cineva la amvon și documentezi din sală, eu nu vă cunosc, eu vă spun ce zice Duhul Sfânt. Când se ridică cineva la amvon, indiferent cine e, și documentezi din sală, să știi că tu ai o mare problemă. Ești împotriva lui Dumnezeu. Grozav lucru este să cazi mâinile Dumnezeului celui viu. Groasnic lucru este să lupți împotriva lui Dumnezeu. Lasă, frate, că am crescut cu el la armată. Nu mă interesează. A primit autoritate prin slujire, respectă-i autoritatea. Este autoritatea lăsată de Dumnezeu. Nu-i doar Moise, un simplu om. Uitați ce zice Dumnezeu. E robul meu, apoi e Moise. Adică omul ăsta e conectat cu mine, zice Dumnezeu despre Moise. Omul ăsta se uită la mine și când eu îi zic, ia-o la dreapta, e la dreapta aia. Când eu îi zic, stai în loc, când toți trag de el și spun, du-te mă repede, du-te, nu vezi ce, ești mototol? Dacă Domnul i-a zis să stea pe loc, pe loc să, de ce? E robul lui Dumnezeu. Biblia zice în versetul 9, Domnul s-a aprins de mânie împotriva lor și a plecat. Cea mai mare durere care există în viața unui om este să plece Dumnezeu de lângă el. Asta e prima consecință când ești împotriva lui Dumnezeu. Când vorbești împotriva slujitorilor, Domnul se aprinde de mânie și se retrage. În scandaluri Domnul nu lucrează. Când, nu știu dacă aveți dări de seamă, ședințe, sfaturi frățești, când există scandaluri și vorbe grele unii împotriva altora, Domnul zice, rămâneți voi băieți. Nu e normal. E aproape să se împlinească planul lui Dumnezeu. E aproape ca Dumnezeu să vină supranatural și să vorbească. Te rog. Am o experiență că la întâlnire tineri din Cluj mi se termină vreo 3 microfoane, știți? Și de obicei, când e subiectul cel mai important, mi se termină un microfon, dar și dacă să folosesc 4, tot spun ce trebuie. Slăviți să fie Domn. Mulțumesc, apreciez. Biblia zice, norul s-a depărtat de pe cort. Și ascultați ce spune versetul 10. Iată că Maria era plină de lepră, albă ca zăpada. Aron s-a întors spre Maria și iată că ea avea lepră. De ce Maria și nu Aron? Pentru că Maria a inițiat vorbirea împotrivă. Dar frate, e doar un mesaj pe internet. Care e problema? Care e problema? Multe dintre problemele noastre spirituale, personale și de altfel, sunt din cauza că ne trezim să vorbim degeaba. Ne trezim, ne găsim așa, ne băgăm în seamă, spunem ceva. Taca, 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 să zică ceva. Zi-mă ceva. Ia mai taci un pic. Am un sfat. N-ai nimic bun de spus? Taci. N-ai nimic bun de spus? Taci.
adevărat că limba e un mădular foarte greu de strunit. Dar tu ești botezat cu Duhul Sfânt. Ia mai tace. Nu mai vorbi niciodată împotrivă. Știți că pe Core, Datam și Abiram, 200, peste 200, 250 aproximativ, intrăm în numere, dacă e cazul, și vă spun numărul exact, dar nu intrăm acum în detalii. Știți că a zis Dumnezeu, dați-vă la o parte! De ce, Doamne? Dar suflet de om! Dați-vă la o parte, pentru că Core, Datam și Abiram s-au ridicat împotriva lui Dumnezeu și împotriva lui Moise. Și a zis Dumnezeu, înconjor locul unde stau oamenii ăștia și toți care sunt ai lui și ai lor. Și pe metru pătrat unde ziei crap pământul. Știți de ce îmi place de fiul lui Core? Știți de ce au apucat să scrie psalmi? Pentru că fiul lui Core a ascultat glasul Domnului și a zis, chiar dacă tata e un răzvrătit și jumătate, chiar dacă tata face scandaluri, chiar dacă tata e un nemulțumit până măduva oaselor, nimic nu-i place în biserică, noi, băieții lui Core, ne îndepărtăm de o astfel de atitudine. Și-au putut scrie psalmi. Și-au avut prezența lui Dumnezeu cu ei. Și nu i-a părăsit Dumnezeu. Știți de ce? Pentru că chiar dacă stai în casa cuiva care vorbește împotrivă, dacă tu nu vorbești, Dumnezeu te protejează. Și seara în care Duhul lui Dumnezeu vrea să tragă un semnal de alarmă. Aveți mare grijă, părinți. După ce vă întoarceți duminică de la biserică, dacă în preajma copiilor și în auzul urechilor lor, taca, 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 iară ăla, iară, iară, mă răgnete. Nemulțumiri. Copilul tău are 10 ani. El bagă pe cutiuță, înregistrează. La 16 ani când îi zici, vii la biserică, te rog. Zice, la cine? Acolo? La ăla? Tu, tati, mi-ai zis că ăla-i un? K-A-I-O? Apelativ animalice care nu mi-asum să le spun că nu le folosești nici măcar în context de glumă. Dar aminte în biserică. E aproape planul lui Dumnezeu să se truleze în viața ta. Dumnezeu are un plan în viața ta și Dumnezeu vrea să facă o minune. Dumnezeu vrea să lucreze cu tine. Dumnezeu are în plan să se implice în viața ta. Oameni buni, poporul ăsta venea din Egipt și trebuia să ajungă în Canaan. Erau la un metru, la câțiva metri de Canaan. Au ajuns să intre în Ierion, o parte din ei 12. Erau foarte aproape de împlinirea planului lui Dumnezeu. Și au căzut în fața pericolului de a fi împotrivă. Ai milă, Doamne, de noi. Să te vrească Dumnezeu să-ți privezi pruncii tăi sau o parte din familia ta de cer, de Canaan, datorită comportamentului tău agresiv, răzvrătit, când nu te supui autorității. Știți cum zicea David? O zis unul dintre soldații lui, lasă-mă să-i dau una la Saul, ca a doua nu mai trebuie să-i dau. David a zis, nu mă ating. Dar cum e unsul Domnului când Domnul i-a spus, l-am lepădat? Ce cu pehăitul ăsta de oi? Ce gândire avea David? David a zis, nu mă ating. E unsul Domnului. Ori de câte ori vă vine să vorbiți împotriva cuiva, spuneți Duhului Sfânt, Duhului Sfânt, ne punem un lacăt pe gură. Ajută-mă să tac. Ai un singur argument pentru care poți să gândești. Este o diferență între a judeca, adică a cântări mental, și a vorbi împotriva. Diferența este că atunci când gândești, judeci o cauză, o situație, o judeci până la punctul în care zici, uite, nu aș vrea niciodată să fac la fel. Niciodată. Am avut persoane care au fost botezate într-o biserică anume, nu vă spun în ce țară, nici în ce biserică, pentru că așa e mai bine. Și după botez, am în minte un caz, l-am auzit pe unul jurând. Ce crezi că m-am bucurat? Nu m-am bucurat deloc, am fost foarte supărat. Și în mintea mea am judecat și am zis, nu-i posibil așa ceva, nu-i permis, nu-i corect.
cântărire, o gândire corectă. Nu l-am bârfit, am cântărit situația. Și nu m-am dus la alții să spun, bă, știi că ăsta-mi jură. Asta era deja bârfă. Pentru că vorbeam despre o persoană care nu-i prezentă când eu n-aș fi avut autoritatea asupra acelui caz. Dacă aș avea autoritatea asupra unui caz și trebuie să judec o situație, e altceva. Că trebuie să trag niște concluzii și am autoritate să transmit ceva despre acea situație. Și trebuie. Nu este nimeni printre voi, spunea Sfântul Pavel, care să judece între frate și frate, adică să cântărească, să ia o decizie rațională și biblică. Mergeți până la tribunale? Sper că nu aveți obiceiul de felos. Dar când încep să spui despre cineva și tu știi bine că persoana e un pic în concurență cu tine, de două ori pe lună dai îndemn, de două ori pe lună dă și el îndemn. Un pic predică mai bine ca tine. Deja se naște un gând de... Când bârfești și vorbești împotrivă, care e ideea? Tu nu vrei să-l înalți pe fratele tău. Tu vrei să-i prezinți carențele, vrei să le exagerezi, de ce? Că vrei să-l cobori. Dar de ce vrei să-l cobori? Să fii tu mai sus, nu? Asta înseamnă înălțare, mândrie. Nu vi se pare că e o problemă asta? Problemă gravă. Pentru că mândria merge înaintea pierii. Oare e cineva în seara asta care îi spune în fața lui Dumnezeu, Doamne, din seara asta promit că voi pune frâu gurii mele cât va sta ce rău înaintea mea. Nu mai vorbesc împotrivă. Am prietenele mele. Mă o soră cu care stau la telefon 10 de minute. Aia e așa, aia e așa. Ai văzut-o pe aia cum s-a îmbrăcat? L-ai văzut pe ăla cum a venit? Ai văzut ce mașină și-a cumpărat? Ai văzut care e business? Ai văzut ce cifra de afacere are? Ai văzut că numai nu... Taci, te rog. Ca să nu zic, îți poruncesc în numele lui Iisus, taci. Biblia zice, cu ce măsură judeci? Ai grijă. Exact cu măsura aia vei fi judecat. Treci prin o situație dificilă. S-ar prea putea să fie, pentru că tu în trecut ai văzut pe altcineva care a trecut printr-o situație dificilă, în loc să te rogi, l-ai judecat. E aproape să se împlinească planul lui Dumnezeu. Păi da, să mă, ce asta? Dacă mai făceau câțiva metri, întindeau mâna și vedeau Cananul. Să fie la câțiva metri de intrare în planul lui Dumnezeu. Să fie planificat de cer, de Dumnezeu, ca Domnul să aducă o mare izbăvire în casa ta. Și să vină diavolul să-ți spună, oare nu mai bine mureai? Ce rost mai are viața asta dacă? Dacă totul s-așa de marfii lui Anac și dacă oricum murim, de ce n-am murit mai repede, domnule? Sindromul depresiei. Ilie, vreau să te întreb ceva, de ce fugi? Păi eu fug pentru că Izabela, o femeie, rețineți, o femeie, a zis să mă pedepsească zeii. Care zei, mă, Ilie? Există zei? Există zei? Dumnezeu ăștia falși a Izabelei și a lui Ahab există? Păi eu știam că nu există. Să mă pătezească zeii cu toată asprimea lor, dacă mâine la ora asta va fi pe trupul lui Ilie capul lui. A, deci zei, tu crezi că există zei? Ce faci, Ilie, că tu ești omul lui Dumnezeu? La părâucherii, după ce a coborât foc din cer pe altar unde te-ai rugat tu, după ce a fost subtă toată apa din acel șanț, 12 găleți au fost așezate acolo, după ce a fost carbonizat animalul pentru jertfă, focul a venit din cer. O, Doamne, trimite-l și la noi. Trimite-l și la noi. Să simțim, Doamne, să vedem prezența Ta, să auzim cum vuietul pașilor Tăi trece pe lângă noi. Să simțim puterea Domnului. Și după ce s-a văzut că Domnul este adevăratul Dumnezeu și au strigat toți dintre evrei, nu Baal, nu Astartea, ai avut putere, Ilie, să cobori la pârâul cherit
și se înjunghi pe 850 de proroci falși. Și acum te temi de o femeie? Pericolul când ți se vorbește împotriva. Îți dă Satana senzația că ar trebui să mori, că viața ta nu mai are sens, că nu mai merită să trăiești. Pericolul numărul 2, ascultați ce zice Biblia. Pentru ce ne duce Domnul în țara aceasta, în care vom cădea uciși de sabie, iar nevestele noastre și copilașii noștri vor fi de jaf? Asta s-ar fi întâmplat? Asta a vrut Domnul de la ei? Vă întreb, da? Asta? Nici într-un caz. Ce a vrut Domnul să facă cu ei? Păi Domnul a vrut să-i dea, să le dea binecuvântare, prosperitate. Să primească mai mult decât și-au imaginat. Știți ce fac ei în versetul 3? Acceptă pericolul îngrijorării. Pericolul îngrijorării vine la nivelul minții tale și spune, tu vei muri. Uite, ți-a apărut o aluniță la mâna stângă, bărbate. Și alunița asta e canceroasă. Caută pe Sfântul Google, cu nici într-un caz sfânt, de Sfântul Google. Caută și vezi cam ce ar fi. Pune poza lângă, da? Și vezi, caută pe internet o imagine asemănătoare. Și ăștia, care mulți dintre ei se numesc doctor, dar de fapt îți... ce sunt? Îți zice, ai cancer, metastază, mori. Știi ce faci de fapt, dumneata? După ce te-ai expus la pericolul îngrijorării, îl accepți, îl crezi. Vine cineva în biserică și zice, tot să trăiești. Tot să ai pace în casă. Tot să fii binecuvântat. Cartea asta îți promite că are putere să te elibereze. Și tu rămâi sub îngrijorare. Întrebare, unde au murit ăștia care au murit? În Canaan sau în deșert? Deșert. De ce au murit în deșert? Pentru că au acceptat ca îngrijorarea să le macine mintea. Asta face diavolul. Și la mine a venit. Și la tine vine. Domnul Iisus Hristos nu întâmplător a zis, nu vă îngrijorați de ce veți îmbrăca. Știți că în America sunt oameni care se îngrijorează că nu o să aibă ce să se îmbrace? Știți? Știți că sunt părinți care spun copiii noștri, poate nu vor avea resursele financiare. Cu ce mă voi încălța, spun unii. Dar iertați-mă, câte perechi de haine avem în garderobă? Vă dați seama ce se întâmplă? Îngrijorarea nu vine pentru că nu ai. Îngrijorarea vine pentru că lași pe Satana să-ți macine mintea. Nu vă îngrijorați gândindu-vă la nivelul minții, te atacă Satana și zice, oh, tu vei muri. Nu vă îngrijorați cu privire la viața voastră. Știți că am întâlnit la consiliere oameni care aveau doar 30 de ani și tremurând mi-au zis, simt că mor, dar e vreo boală? Nu. Dar mă tem că mor. De unde vine asta? De la diavolul. Nu vă îngrijorați gândindu-vă la ziua de mâine, ajunge zilei necazul? Ei. Știi ce zice Domnul Iisus Hristos? Dacă te îngrijorezi, poți să slujești anii? Domnul Iisus Hristos zice, când te piapte în bărbate, sau mai ales rolele, că de obicei dumnealor mai mult fac asta, și când scade prin piapte sau altfel, când fire de păr. Apropo, câți de fire de păr v-au căzut astăzi? Știe cineva? Păi le prinde repede și le aruncăm la coș de gunoi, la garbici. Nu vrem. Cine o sta să numere? Dar a zis Hristos, țineți minte ce vă spun. Atât de mult mă interesează de voi, încât vă garantez că niciun fir de păr nu vă cade din cap fără să poruncesc eu. Păi spun oamenii, îmbătrânirea, frate, trecerea anilor, nu! Domnul, accidentul. Dacă mergeam mai repede la medic, zice oamenii, dacă ajungea elicopterul ăla, spun românii, smurdu, să vină un pic mai repede, mă!
am să-ți transmit un mesaj din Cartea Sfântă Biblia. Înainte să existi, numărul zilelor tale era scris în cer. Este cineva care poate să judească anii? Știți că zice Biblia? Un cot. Hai să zicem că e de aici până aici. Lungește-ți anii dacă poți. Sfântul Apostol zice, nu vă îngrijorați de nimic, ci în toate lucrurile aduceți toate îngrijorările voastre la cunoștința lui Dumnezeu. Cu rugăciuni, cere și mulțumiri în inimile voastre, nu doar pe buze. Luați îngrijorările și aruncați-le asupra Lui, pentru că El însuși se îngrijește de voi. Știți că și oamenii bogați se îngrijorează? Știți că îngrijorarea nu e pentru săraci? Îngrijorarea e pentru toți oamenii care nu se încred în Dumnezeu. Ascultați cum se îngrijorează evreii și spun, nu este oare mai bine să ne întoarcem în Egipt? Hopa! Pericolul numărul 3. Pericolul întoarcerii în lume. Este un pericol foarte grav. Hai să gândim logic. Ei, în momentul ăsta, de ce erau mai aproape? De Canaan sau de Egipt? Păi de Canaan mai aveau câțiva metri. Știți că am consiliat bărbați pe patul morții, zicem noi pastori. Unii plângând mi-au zis, frate, că le roagă-te pentru mine, că parcă nu mai am credință. Parcă nu mai sunt sigur dacă există rai, dacă există Dumnezeu. Dacă voi ajunge în prezența lui Dumnezeu. Le-am strâns mâna și a zis, frate, dumneavoastră ați umblat cu Dumnezeu 40 de ani. Cum să nu existe Dumnezeu? Cine v-a vindecat copilul când nu mai există nicio soluție medicală? Cine v-a trimis la poartă un curier, cu ghilimele curier, un corp? Să spun, aici stă familia cu tare, că m-a trimis o voce a unui înger noaptea trecută, m-a trezit. Și mi-a zis, mergi la adresa cu tare, la numărul cu tare, pentru că există o familie cu 16 copii care n-au mâncat de o zi. Cum te-ai uitat de Dumnezeu? Satana vine la nivelul minții tale și te atacă prin a fi împotrivă. Zice, ăsta nu-i bun, ăsta nu-i bun, ăsta nu-i bun. De ce face asta? Pentru că el știe că atunci când te împotrivești lucrării lui Dumnezeu, te aliezi cu Satana. Nu există neutralitate spirituală. Dacă nu ești cu cartea asta, o să fii cu Coranul. O să fii cu hindușii și cu budiștii. Dacă nu ești cu Hristos, o să fii cu Satana. Nu există că ești un pic cu Dumnezeu, un pic, un pic, nu. Ori cu Dumnezeu total, ori cu diavolul total. Și diavolul vine așa și zice, un pic, un pic. Aruncă sămânța îndoielii. Și zice, oare poate Dumnezeu să facă asta? Dacă n-a făcut Dumnezeu asta, oare mai există? Oare mai este El implicat în viața ta? Oare mai pasă lui Dumnezeu de tine? Dacă tu nu-i pasă la Dumnezeu de tine, eu îți dau o ofertă. Hai, intră pe Google și caută o clară văzătoare. Sună la vrăjitoare. Să spune ea viitorul. Deschide horoscopul. Caută pe oamenii care îi cheamă morții. Ce faci, Saule? Saule, împărata lui Dumnezeu! Când te-ai investit în slujbă, Samuel nu te mai găsea pe nicăieri. De ce? S-a ascuns printre vase. A zis, nu vreau, domnule, nu vreau, nu vreau, nu vreau. L-au găsit. El nu a mers pentru a alege împărăția, pentru a fi împărat. Și-a pierdut taică-s-o măgărițele și căutând măgărițele a găsit împărăția. Că așa-i Dumnezeu. Uneori noi căutăm lucruri de pe pământ, trecătoare. Și Domnul zice, hai un pic, lasă-le pe pauză astea, că s-o ți le dau și astea. Dar prima dată întoarce-te la împărăție. Caută-L pe Dumnezeu, iubește-L pe Hristos. Trăiește pentru Dumnezeu. Și când diavolul nu reușește cu îndoiala,
când nu reușește să fii împotriva slujitorilor, când nu reușește cu îngrijorarea, te atacă cu gândul de a te întoarce. Știți cum face diavolul? Zice, nu știu când aveți programul tipul săptămânii, joi? Când aveți programul tipul săptămânii? Joi. Diavolul zice, joia asta nu, ești obosit. Mă, nu moare nimic când nu vii joi. Ce, moare cineva? Lasă-l pe fratele să meargă. Că n-are altă ocupație, pensionar. Că am zis și domnul ce gândiți, așa-i? Joia asta nu! Apoi zice, duminică dimineața, păi stai un pic, că sâmbătă seara, ai fost foarte obosit. Duminică dimineața nu. Mă, duminică, da? Ce? O să mergi seara. Seara îți vin vizitatori și diavolul zice, după 2 săptămâni, hai, nu merge nici duminica asta seara. Du-i pe ei undeva. Știți cum se numește asta? Întoarcere. Egipt. Sora, altă dată cântai în alte limbi. De ce nu mai vorbești în limbi azi? Că ai ajuns în America? Chiar crezi că America trebuie să te schimbe? Știi că bunăstarea ar trebui să te apropie mai mult de Dumnezeu? Am o întrebare pentru dumneavoastră. Cine v-a umplut frigiderele ca mie? Cine v-a pus pâine pe masă? Cine v-a dat mașini și case? Nu-i așa că Iisus Hristos? Cine crede ca mine să zice o mână? Dar Dumnezeu ne-a dat tot și eu îi spun din toată inima mulțumesc. Păi și dacă aș gândi marketing, în semn de respect față de Hristos, ar trebui să mă duc la biserică să-i spun mulțumesc. Mulțumesc că mi-ai dat respirație. Aveți careva contor pe respirații, pe plămâni? Cum pulsează? Vă indexează? Vă numără? V-a zis Dumnezeu, a trăit atâtea zeci de mii de zile. $1 pe zi. Return, întoarce-i lui Dumnezeu. Nimic. La fiecare răsărit de soare ne zâmbește Hristos. Fiecare seară când ne pune capul pe pernă și avem somn, e Hristos acolo. De fiecare dată când avem de mâncare, e prezența lui Dumnezeu. Vă rog, nu uitați! Nu uitați cum ați fost în România. Nu uitați prin ce ați trecut în România. Nu uitați! Când uiți, riști! Să te expui pericolului de a te întoarce înapoi. Ascultă-mă, frate, care postai de 2 ori pe săptămână în România. De ce nu mai postești nici măcar o dată la 2 săptămâni? Citeai Biblia, așa-i? De ce nu mai citești? Frate, n-am timp. Ia puneți-o pe audio. Este aplicații. Nu merită Dumnezeu să-L părăsim. A fost prea bun cu noi, ne-a iubit prea mult, ne iubește prea mult. E prea bun Dumnezeu ca să zicem ignor. Nu ne pas. Poate câte ori vine satana și zice, nu mai crede în Biblie. Lasă-L pe Dumnezeu în pace, că nu există. Ridică-te prin credință și spune, diavole, te-am identificat, știu că ești tu. Dumnezeu există. Îl văd în fiecare floare. Îl văd în fiecare cactus. Îl văd în pomi, în braz. Îl văd peste tot. Îl văd în dumneavoastră. Îl văd pe Dumnezeu. Îl văd că atunci când mă rog, chiar dacă nu primesc răspuns instant, simt o prezență. Primesc pace. În loc să vorbești împotriva lui Dumnezeu și împotriva oamenilor lui, intră în camera ta și roagă-te. Spune-i, Doamne, trec prin asta, prin asta, prin asta, prin asta. Sunt praf, Doamne, nu mai am nicio soluție. Și Domnul vei auzi cum îți va spune. Dragul meu, draga mea, sunt aici. Te iubesc. Când diavolul zice, pe tine nimeni nu te mai iubește. Duhul Sfânt îmi zice că sunt ca mine aici prezente. În care partenerii de viață între ei nu se mai iubesc cu adevărat. Au rămas numai pentru că au copii împreună. Eliberează-i, Doamne. Oameni care nu mai dorm în același pat. Dintr-o dată, stimată Doamnă, îți sforăie bărbatul. 30 de ani nu-ți sforăit.
din toată sfore. Iartă-l. Știți că oamenii se ceartă de la gunoaie? Ca să vă actualizeze un pic România. Oamenii se ceartă pentru că găinușa lor, stimata lor găinușă, adică găina, da? Nu a intrat pe ușa aia din tatăl cu-i treaba aia din stânga, ce moare! Și se ceartă o oră bunicuța cu bunicuțul. Că de ce nu a intrat pe ușa din dreapta? Nu vi se pare că asta e un lucru nesemnificativ, fără valoare? Știți că au venit oameni la consiliere la mine care mi-au spus: am ajuns la gând de divorț pentru că ne-am certat de la un șervețel. De ce? Pentru că doamna nu a pus șervețelul în dreapta și l-a pus în stânga. Dar întrebare: scrapă mâna, bărbate, să-l muți. A, tu ești șeful universului, da? N-am înțeles. Dar mișcă-l dintr-o parte în alta, că nu o să mori. Apropo, bărbați, știți că și dacă spălați vasele nu muriți? O zice eu, amin? Amin, o soră o zice. În gând o zis mai multe, adică toate. Toate care sunt căsătorite. Eram undeva și o zis la un moment dat un bărbat: la noi spală vasele mașina de spălat. Și eu i-am întrebat: dar cum coboară vasele de mașina de spălat? Cu elicopterul? Intră cu trona? Sau cum ajunge? Cineva le... vorba românească, limpăzește, da? Și le pune acolo. Nu-l mai lăsa pe diavolul să-ți spună: întoarce-te. Orice ți s-a întâmplat în viață, continuă să fii la biserică. Continuă să citești Biblia. Continuă să-L iubești pe Dumnezeu. Am întâlnit oameni la care copiii nevinovați au plecat printr-o moarte subită. Dintr-o dată, accident mortal. Copii care erau curați, sfinți, nepătați. Și tendința numărul unu a tatălui sau a mamei era: noi nu mai venim la biserică, gata. Nu mai mergem. Nu mai vrem bun Dumnezeu care ne-a luat fiul sau fiica. Și unii chiar au întrebat și au zis: unde erai, Dumnezeule? Când mi-am văzut băiatul cu creierii întinși pe asfalt, pe autostradă. Și când am ajuns cu mașina de urgență și am ținut mâna la puls. Și am mai pus ultimele trei întrebări din viața lui. Și s-a dus: unde erai, Dumnezeule? Și Dumnezeu i-a răspuns la unul: exact acolo unde eram când fiul meu stătea întins pe cruce. Lui nimeni nu a venit să-i pună mâna la puls. În loc să-i pună mâna la puls în semn de milă, i-a pus piroane în palme. L-a zgâriat cu piciul roman. Că mâinile lui și din mâinile lui și din picioarele lui și din coasta lui s-a scurs sânge nevinovat, pentru că dumneata și eu, noi toți în egală măsură, să avem acces la rai. Vă invit să vă ridicați. Aș vrea să stați cu ochii închiși. Fiecare dintre noi să știe care e problema lui personală. După ce văd toți ochii închiși continui, de ce vă rog să închideți ochii? Pentru că prin privire uneori iară vă vine un gând de bârfă. Așa că ochii închiși, nu mai vedeți pe nimeni, numai pe Dumnezeu. Gândiți-vă la cer. Gândiți-vă la rai. Să fii foarte aproape să intri în împărăția lui Dumnezeu. Știți că a zis Hristos despre unii: voi sunteți foarte aproape. Extraordinar. Dar nu intrați nici voi și nu lăsați nici pe alții. Mă înfior. Dar iertați-mă, aveau filacterii, adică părți de versete, hainele erau scrise cu versete marcate, inscripționate. Cunoșteau tot despre Dumnezeu. Dar nu trăiau cu Dumnezeu. E seara în care Duhul lui Dumnezeu trece printre rânduri. În egală măsură ne iubește pe fiecare dintre noi. Fiecare dintre noi ar fi avut un argument să ne spună: pentru că ai făcut asta, nu mai vreau să te văd. Nu mai vreau să-ți ascult rugăciunile. Dar bun a fost Dumnezeu cu noi. Mari și minunate au fost îndurările Domnului.
Minunate au fost lucrările Domnului în casa ta, în casa mea. Eu sunt din toată inima slăvit să fie Domnul care a lucrat pentru mine, care a luptat pentru mine, care a făcut minuni pentru casa mea. Cred că și pentru casa ta a făcut Dumnezeu minuni. Acum când ești foarte aproape de izbăvire, nu pune armele jos. Acum când e momentul să-ți bată la ușă izbăvirea, acum când cerul e gata să aducă împlinirea în problema ta, acum când planul Domnului e să pășești cu dreptul în Canaan, poate o parte din picior deja ți-e în Canaan, poate ai fost unul dintre cei 12 care au vizitat Canaanul, poate ai avut o răpire sufletească, o întâlnire cu Dumnezeu printr-o revelație, nu te întoarce în Egipt. Nu renunța la Biblie, la Rai, la Dumnezeu, la cer. Nu o să poți să mergi să-i spui lui Dumnezeu: Doamne, am fost în America și am avut oameni care au fost libertini, păcătoși, răi. Nu o să ai niciun argument pentru că tu ai Biblie. Tu ai metri pătrați în camera ta și în mașina ta unde poți să te rogi. Unde poți să citești din Biblie. E aproape izbăvirea, nu ceda. N-accepta pericolul de a fi împotrivă. Când îți vine un gând de la cel rău să fii împotrivă, spune-i diavolului: diavole, pleci. Eu mă voi lupta pentru unitate. Eu mă voi ruga pentru frații mei. Le văd slăbiciunile, dar nu le proiectez pe display-urile minților altora, ci, Doamne, le aduc înaintea Ta. Ajută-i, Doamne. Și Tu ai slăbiciunea așa, amintește-ți că uneori, când alții puteau să te afișeze cu slăbiciunile tale, s-au rugat pentru tine. Și dacă niciun om nu s-a rugat pentru problemele tale, amintește-ți că la dreapta Tatălui e Fiul lui Dumnezeu care mijlocește pentru izbăvirea ta. Noi suntem aici pentru că Hristos stă în picioare și se roagă. Izbăvirea noastră nu depinde de modul în care noi ne rugăm, cântăm, predicăm, de cine suntem. Izbăvirea noastră depinde de numele Domnului. Îl simt pe Dumnezeu prezent. Pred cantomenadi vaias. Simt prezența Domnului cum trece printre rândul, în dreptul fiecăruia dintre noi. Și Domnul trage aceste semnale de alarmă. N-a acceptat pericolul de a vorbi împotrivă. N-a acceptat pericolul îngrijorării. Nu lăsa pe Satana să îngrămădească în mintea ta tot felul de vorbe, tot felul de imaginații, tot felul de stări, tot felul de lucruri care s-au întâmplat în dreptul altora. Știți cum a strigat salmistul? A zis: mulți îmi spun că mori. Mori, Davide, mori. Dar eu aud vocea Domnului care îmi zice: nu voi muri, ci voi trăi și voi povesti lucrările Domnului. Aleluia Domnului Iisus Hristos! E dat jafului omul din casa ta. S-a îndepărtat de cer, soră, bărbatul tău, și toate din jurul tău îți spun: lasă-l în pace, renunță la el că e un gunoi. Da, se comportă urdar, urât. Nu ceda. E aproape izbăvirea când să se întoarcă înapoi. E aproape izbăvirea când să-ți plângă la picioare în fața Domnului. E aproape izbăvirea în care împăcarea să fie o realitate în casa ta. E ușor să-l arunci la gunoi. E ușor să-l scoți din viața ta ca o măsea stricată care te deranjează și te enervează, care un nerv acolo care ți-aduce stare de nesiguranță până în creier te-a lovit. Vorba lui, atitudinea lui, aroganța lui. Mai fă un pas prin credință. Căutați pe unii să-i smulgeți ca din foc, a zis Sfântul Apostol. Fiți magneții lui Dumnezeu care se prindă pe oamenii pierduți. Când 10 oameni a zis: e frumoasă țara, dar dușmanii sunt mari, sunt mulți, sunt armați. 2 oameni au zis: nu uitați, dacă Domnul va fi binevoitor cu noi, că dacă nu-i Domnul, nu contează cine e. Dacă Domnul ne va ajuta, dacă Domnul se va implica, dacă Domnul va face o minune, atunci se va întâmpla asta. Și să nu uitați, chiar dacă sunt mari, să-ți vorbele credinței, noi prin Dumnezeu îi vom mânca de vii. Mănâncă-ți dușmanii. Nu-i lăsa vii.
Dacă trebuie, prinde și omoară spiritual vorbind. Omoară bârfa, răutatea, imoralitatea, vorba rea, pornografia, masturbarea. Renunță la orice gând. Renunță la orice păcat. Renunță la orice păcat. Orice lucru murdar din casa ta. Scoate-l afară în numele lui Iisus. Pentru că sângele Domnului are putere de eliberare. Domnul zice că sunt și persoane care au în casa lor persoane care umblă cu droguri. Eu sunt aici să vă spun că Domnul poate să elibereze și de sub puterea drogurilor. Există sângele lui Iisus Hristos. Există un sânge care nu-i doar un lichid. Are o forță extraordinară prin sângele lui Iisus, cad lanțurile păcatului. Dependențele dispar. Adicțiile devin istorie. De ce? Domnul Iisus are putere. În loc să fii împotrivă, fii pentru Dumnezeu și pentru oamenii Lui. În loc să te îngrijorezi, încrede-te în Dumnezeu. În loc să te întorci înapoi, mai fă un pas spre Canaan. Dar frate, murim! Canaanul înarmat până în dinți la graniță este cetatea Erihonului, care are niște ziduri late de 6 metri înalte de 9 metri. Trei care merg în paralel și nu se întâlnesc roțile între ele. Nu contează. Înainte să intrați în Erihon și să-l biruiți, e cineva care vă așteaptă. Cu cine te întâlnești, mă, Iosua? Păi m-am întâlnit cu cineva care e căpetenie. Și eu am optică. Ori cu noi, ori împotriva noastră. Tu cu cine votezi? A zis cu alte cuvinte Iosua. Ești cu noi? Sau ești cu armata adversă din potriva noastră? Căpetenia a zis, nici cu voi numai, nici împotriva voastră. Eu sunt deasupra. Eu conduc istoria, a zis Iisus. Acolo era o teofanie, era o arătare a lui Iisus Hristos înainte de trupare. Indiferent cât de agresiv e Erihonul, indiferent cât de greu să birui în domeniul în care lupți, indiferent cât de mari sunt atacurile, nu uita, la graniță cu cea mai puternică luptă, te așteaptă Iisus. Nu te așteaptă un om, nu te așteaptă un pastor, nu te așteaptă un prelat, te așteaptă Iisus. Când trebuie să intri pe masa cu rotile, în camera blocului operator și trebuie să opereze pe cor deschis, pe inimă, deasupra baroscopicului, deasupra cuțitului, deasupra aparatului manevrat prin joystick, te așteaptă Iisus. O grămadă au mărturisit că am intrat sigur. M-a pus să semnesc că dacă nu mă trezesc, e pe proprie inițiativă. Decizia mea, dacă nu mă trezesc din anestezie, dacă mor. Și am semnat. Și am simțit că cobor prin valea umbrei morții. Pe masa de operație. Mă aștepta lângă mine, era Iisus. Shebet canteveris. Dacă sunt aici prezente persoane care n-au legământul cu Domnul Iisus Hristos, au minim 13 ani și niciodată nu i-au predat viața, ființa lor, inima lor lui Dumnezeu. A luptat împotriva lui Dumnezeu, poate nici măcar n-au știut de asta și au făcut așa. Se îngrijorează pentru viitorul lor, ce să se aleagă de ei sau de ele. Evreii ziceau, copiii noștri vor fi deja praf și pulbere să alege de ei. N-au niciun viitor, nu mai există nicio șansă. Dacă ai minim 13 ani și încă n-ai legământ cu Domnul Iisus Hristos și vrei să îl chemi pe Iisus Hristos în inima ta, îți dau ocazia, la fel ca Iisus, care oriunde a mers, a zis, vino după mine. Vino după mine și te voi face pescar de oameni. Zachei, dă-te jos de grabă, că trebuie să intru azi în casa ta. Oriunde a mers, la vamă, oriunde a mers, a zis, vino și tu de la Marea Galilei. Vino. Dacă e cineva care are minim 13 ani, nu-i botezat niciodată la o vârstă matură, adică nu când a fost mic și l-a botezat alții.
Și vrea să-i spună Domnul Iisus: Doamne Iisuse, te aleg ca mântuitor personal, intră în inima mea. În timp ce vreau să fiți cu toții cu ochii închiși și să vă rugați în dururile dumneavoastră, în liniște. Dacă vrei să-ți predai viața Domnului Iisus, ridică mână dreaptă înaintea lui Dumnezeu. Dumnezeu e prezent aici pentru tine. Dumnezeu e prezent aici pentru viața ta. Dacă ai minim 13 ani și mă asculți în engleză, poate că n-ai înțeles toate cuvintele, că n-a reușit probabil să traduc așa în viteza în care predic eu. Dar acum mă auzi, da? Iisus Hristos te iubește. Pentru tine sângele de la Calvar s-a vărsat în egală măsură ca pentru mine și oricare altă. Ce-aș putere vrea să te elibereze. Dacă încă nu te-ai botezat în apă, în numele Tatălui, a Fiului și a Duhului Sfânt și vrei să-i spui Domnului: Doamne, te aleg în seara asta. Fă un semn discret cu mână dreaptă ridicată, Dumnezeu e prezent aici să te elibereze. Te întreb de două ori dacă este cineva dintre cei nebotezați, minim 13 ani. Că dacă la 13 ani poți să ai smartphone pe care te uiți pe prostii, de ce să nu-ți dau ocazia să-L primești pe Hristos? Să intri în camera ta cu Iisus. Să mergi în mașina ta cu Iisus. Să scoți din frigiderul tău murdăriile. Să scoți de pe telefonul tău lucrurile murdare. Să scoți de peste tot lucrurile care nu-s pe placul lui Dumnezeu. Duhul Domnului îmi spune că unii bărbați ar trebui să scoată alcoolul din casa lor. Cei care mai fumează să scoată țigările. Scoate orice lucru murdar. Ai grijă. Când păcătuiești, ești pe drumul de întoarcere. Și când vrei să te întorci înapoi, îți cauți oameni ca tine, care îți încurajează păcatele. Dați-ne o căpătenie să mergem înapoi. În loc să urce spiritual, coboară! În loc să fie mai pocăiți, renunță la pocăință. Ultima dată mai întreb dacă este cineva minim 13 ani care vrea să-și predea viața Domnului dintre cei nebotezați încă. Nimeni nu obligă pe nimeni, fiecare se roagă. Să nu vă imaginați că noi ne simțim învinși dacă cineva nu ridică o mână. Fiecare decide pentru el, e decizia ta. Când urmă cu 3 săptămâni eram în Dublin și am primit un mesaj cu o femeie de aproximativ 50 de ani care și-a depus cererea de botez în noi la biserică. Dar n-am mai sunat deloc. I-am zis: și în spital te botezam dacă vrei. Mi-a trimis mesajul vecinei de dumneavoastră, s-a dus. Era chiar de etnie romă. S-a dus. Am vrut să o botezăm, am fost la ea acasă. I-am pus videoclipuri cu predici. De 2 ani venea la biserică, a prins cel puțin 4 botezuri în apă. Și la fiecare a zis: data viitoare. Și n-am mai apucat. Pentru că n-am garanția că mai există o seară ca asta care să-ți vorbească personal Hristos. Ultima dată te întreb, dacă vrei să-L primești pe Iisus ca mântuitor personal, ridic o mână dreaptă înaintea lui Dumnezeu. Și Doamne, te aleg din seara asta în prezența ta. Vreau să scot orice lucru rău din viața mea. Chiar dacă ești din familie de pentecostal, chiar dacă ești din familie de pocăiți, indiferent din ce religie ești, ortodox, catolic, ori de unde ai fi, ridic o mână dreaptă dacă vrei să îți predai viața Domnului. Mă îndrept despre pocăiții botezați, despre noi. Dacă ai vorbit împotrivă, dacă te-ai îngrijorat și ți-ai zis ca orice om, ce nu se îngrijorează în lumea asta? Dacă ai avut tendința să te întorci înapoi, dacă ai spus lui Dumnezeu: Doamne, ai fost bun numai cu alții, ți-am văzut bunătatea în casa mea. Și tu nu vezi că în fiecare zi respiră Dumnezeu prin copiii tăi, respiră Dumnezeu prin familia ta. Tu nu vezi că inima lui Dumnezeu care bate pentru tine. Că tot ce ai ca mine e de la Dumnezeu. Dacă dintre noi pocăiți botezați în apă, e cineva care vrea să-i spună Domnului: Doamne, mă rededic în această seară și îmi pare rău, Doamne. Pare rău că te-am pus sub semnul îndoielii și m-am îngrijorat. Îmi pare rău că ți-am zis: Doamne, mai existi? Îți mai pasă de mine? Te mai interesează? Mai vrei să mă duci în rai sau mă dai jafului și disperării? Dacă e cineva care îi spune Domnului: Doamne, iartă-mă, mă rededic înaintea ta pentru că am greșit în fața ta și vreau să schimb atitudinea, vreau să mă încred total în tine, Doamne, vreau să vorbesc doar de bine, Doamne, Doamne, vreau să vorbesc doar despre tine, Doamne, vreau să cânt cântările tale, Doamne, vreau să fiu implicat în lucrările tale, vreau să fiu, Doamne, vocea ta, Doamne,
Doamne, niciodată nu mai vreau să mă gândesc că m-aș întoarce înapoi. Înapoi e iadul. Înapoi e satana. Înapoi e distrugere. Înapoi e insucces. Înapoi e cădere spirituală. Noi nu suntem din aceia care dau înapoi, spunea Sfântul Apostol în cartea către evrei, ci din aceia care au credință pentru mântuirea sufletului. Căci dacă dă cineva înapoi, sufletul meu, a zis Dumnezeu, nu găsește plăcere în el. Vrei să îi placă lui Dumnezeu de tine? Întoarce-te la decizia asta de a da înapoi și zi: Doamne, indiferent ce se întâmplă, dacă trebuie să mă duc în genunchi, în cap, în mâini, dacă trebuie să-mi pierd din sănătate, din prieteni, din anturaje, dacă trebuie să pierd mult în lumea asta, vreau cu Dumnezeu. Vreau cu Dumnezeu. Încă un milimetru mai spre rai. Încă un pic mai aproape de cer. Încă o rugăciune în plus pentru casa mea. Încă o zi de post pentru intervențiile tale. Doamne, dacă dușmanii sunt mari și puternici și n-avem arme și n-avem cum să-i omorâm, o să-i mâncăm, Doamne. Cu tine, spunea David, sar peste un zid înalt. Tu ești Dumnezeul meu. Tu ești Dumnezeul meu cel atotputernic, am cântat în seara asta. Tu ești Dumnezeul care ne poartă de grijă, Iehova Ire. Tu ești Dumnezeul care intri cu noi și în spital. Tu ești Dumnezeul care rămâi lângă noi când pleacă toți. Tu ești Dumnezeul cel sfânt și mare. Shebet kentareas. Întoarce-te, frate, întoarce-te, soră. Întoarce-te la credința ta pe care o aveai în România, când te-ai lipit de Domnul și ai zis cu riscul să mor sărac, rămân cu Dumnezeu și pe Domnul nu-L voi vinde. Să mor de fric, nu mă încălzesc la focuri vinovate pe care neîncetat Satan mi le întinde toate. Să mor sărac, să mor singur, să rămân părăsit și al nimănui. Lângă metru meu pătrat e Dumnezeu. Când plec din lumea asta, vreau să plec îmbrățișându-mă cu Hristos. El e prietenul meu, nu-L părăsesc niciodată. Nici pentru bani, nici pentru reputație, nici pentru interese. La Hristos nu o să renunț niciodată. Faceți-mi ce vreți. De Dumnezeu nu mă las. E cineva care se ridică înaintea Domnului, se ridice o mână stângă sus. O mână sus. Știu că mai sunt și alte mâini care trebuie să se ridice și Duhul Domnului vă va atinge. Șemena gata felice de predis. Renoiește-ți legământul. În domeniul unde ai călcat legământul cu Domnul, spune Domnului: Doamne, iartă-mă. Doamne, iartă-mă că am zis că slujesc toată viața mea și când am dat de un greu și când o familie mare s-a pus împotriva mea, mi-am dat demisia și m-am retras. Doamne, orice s-ar întâmpla, mă duc înainte. Dacă ar ajunge oamenii să calce pe șira spinării mele pe spatele meu, să taie lemne pe spatele meu, eu nu renunț la Hristos. Cu Dumnezeu rămân toată viața. Vreau să intrăm în această rugăciune în prezența Domnului și Domnul îți zice că sunt persoane care au nevoie de rugăciune cu punerea mâinilor. Așa că indiferent cine sunteți, cum vă cheamă, intrăm în rugăciunea asta și cine are nevoie de o întăritură spirituală. Nu trebuie să ai păcate ca să vii în față. Trebuie doar să-i spui Domnului: Doamne, te iubesc mai mult din seara asta. O să mă rog mai mult. O să citesc Biblia mai mult. O să fiu mai prezent la biserică, Doamne. Dacă toți oamenii din biserică vor vota împotriva mea, nu contează, eu vin pentru Hristos la biserică. Eu vin pentru Dumnezeu, îl iubesc pe Dumnezeu, toată ființa mea, viața mea, gândirea mea, sufletul meu. Eu îl simt pe Dumnezeu, pe prima sau pe ultima bancă, nu contează unde stau. Dumnezeu e prezent în egală măsură pentru noi toți. Shemen kadizaras. Pentru că Dumnezeu te iubește, pentru că ai un suflet, nu pentru că ai bani. Nu pentru că ești importantă sau important, nu pentru că îți merge bine în viață, nu pentru că lucrurile îți merg nor, ci pentru că ai suflet și bate inima în pieptul tău. Omule bun, ascultă-mă. Sufletul tău nu-i temporar, e veșnic. O, lăudat să fie Domnul. O să intrăm în această rugăciune. Oricine simte nevoia să ne rugăm special, indiferent care ar fi stările lui sau ale ei, să vină în fața ei, să îngenuncheze, să ne rugăm împreună cu frații slujitori. Simt că prezența Domnului este în locul acesta și vrea să aducă eliberări.
Simt că Domnul e prezent aici și vrea să scrie nume noi în cartea vieții. Vrea să renoade legături spirituale. Vrea să redea vorbirea în alte limbi. Vrea să-ți dea putere. Vrea să te ridice spiritual. Vrea să se transforme viața ta. Să ai o nouă ființă în Hristos, o nouă trăire, o nouă pasiune, să trăiești altfel pentru Dumnezeu, să intrăm în rugăciune și calcă peste rușine și vină în față, îngenunchează în fața lui Dumnezeu, lasă poveștile altora, ce o să zică cu tare, nu ne interesează, ne interesează ce zice Iisus, ne interesează că plecăm plini de pace, ne interesează că plecăm în legătură curată cu Dumnezeu, ne interesează că din seara asta scoatem afară răul din casa noastră. Trăim pentru Dumnezeu, respirăm pentru Dumnezeu, umplăm pentru Dumnezeu. Pasiunea noastră este pentru Domnul. Nu-i pentru oameni, nu-i pentru sisteme, nu-i pentru religie. Este pentru Iisus. Vreau să intrăm în această rugăciune. Fiecare se roagă, dacă cineva simte nevoia unei rugăciuni, cu punerea mâinilor, să ne rugăm împreună cu frații slujitori, pentru acele suflete care îngenunchează la altar. Ne rugăm.